Ce credeți despre faptul că vicepreședintele Partidului Democrat a fost numit ambasador în Statele Unite? Eu cred că nu contează apartenența politică. Anul trecut au fost numiți în funcție de ambasador și membri ai altor partide politice, inclusiv a Partidului Socialistului, a executivului politic al Partidului Socialistului. Este important și pentru mine contează foarte mult acceptul țării unde acest persoană, acest ambasador trebuie să activeze. Deci, în cazul când țara respectivă a dat agrementul pentru o persoană sau altul, eu cred că lucrul ăsta depinde în primul rând. În rest, vom vedea cum își va face treburile și cum va reprezenta țara în acest. Deci ați semnat decretul privind numire fără nicio ezitare, ca să înțelegeți. Ce înseamnă ezitare? Păi nu v-ați gândit mult atunci când ați semnat sau ați analizat minuțios candidatura doamnei? Foarte atent. Mă gândesc și analizez când semnez un decret, inclusiv și în special din ce